Da, Felix Avem o viață de vis Suntem două pisici Răsfățate Stăpânii da. noștri Sunt așa de treabă Oare ce primim astăzi la cină? Oh, pui Eu sper să fie ceva cu somon Pentru că, na Știi tu, mie mi îmi place peștele mult Mă, oh, și mie pui Carnea Da, carnea deci o viață mai faină ca asta nu putem avea. Da. Deci sper că stăpânii noștri să ne fie și pe viitor sclavii noștri să ne facă tot ce vrem noi. Da. Oh, da. Ei nu știu că noi suntem, de fapt, stăpânii. Exact! Anki, Felix! Uh, deci, mergem până la adăpostul de câini. Ma -a -a -a. Ce? Ce, ce adăpost de câini? ce e asta? Nu știu. Uh, sper să merg acolo doar în vizită. așa e? Exact. așa -i. Ok, bine. Tot regulile de fapt. Exact. Oh, super! Puki! Da! M-am săturat de viața asta de la adăpost. Știu, eu, Pinky. Nimeni nu ne dorește. Suntem niște căței, așa, uitați de lume. Da. Trebuie să facem ceva ca să le atragem atenția la următorii stăpâni care vine aici să aleagă niște animale de companie. Da. Am putea să le arătăm superputerile noastre? Da. Uh, dar poate pe vreme, Nu vrem să-i speriem. Da, este adevărat asta. Ar trebui să fim doar drăgălași. Da, drăgălași. Bine, deci, oh, uite acolo, uite că vine cineva, îi oh, vezi? Oh, da, da, îi văd. Deci, acum, ochii cât mai mari Iiii. și să fim drăgălași. Deci, dăm din codiță, amândoi, dăm din codiță, dăm din codiță, dăm din codiță. Oh. Oh, eu n-am am uitat. Oh, îmi pare rău, las că dau eu și pentru tine. Am mea dar poți să dau dea. oh, uite acolo doi căței foarte drăgălași și singuri. Ar trebui să-i ducem acasă pe aceștia. Vai, uite ce bucuros sunt. Cred că n-au mai mâncat o mâncare bună deja de săptămâni întregi. Deci, Domnule administrator de adăpost, acești doi cât să îi vrem. A, sigur, să-i vezi pe amândoi. A, da, pentru că sunt prieteni, nu-i așa. A, da, sunt prieteni, să zicem așa. A, fac numai nezbătii. Da, uite ce drăgălași sunt. Nu fac nezbătii. Ilu luăm acasă. oh, am ajuns cu stăpânii acasă. Ah, ok. Sper să fie toată o regulă. Da, sper că nu a adoptat niște câini. Uh, Scuză-mă, cum adică să nu fie adoptat niște câini? Uh, cum? Oh, nu, câini! Ah! Deci, Felix, trebuie să facem ceva. Nu suport câinii. A, nici nouă nu ne plac pisicile. A, nu, nu, chiar nu ne plac. Nici nouă nu ne plac câinii. Deci, ce putem face? Nu suport câinii ăștia. Uite cum se uită așa drăgălaș la noi. Ceva nu e în regulă cu ei. Să nu-i băgăm în seamă, poate. A... Cred că ar fi o idee bună. Să fim în continuare pisici, să dormim toată ziua. Să ne spălăm! Deci să ne mâncăm somonul! Oh! Somon! Oh! Nu! Nu, nu cred nu. că vrea Să mâncem mâncarea mea! <cute> mâncarea mea delicioasă! Nu, nu se poate! Trebuie Punky. să ne ascundem! Zi! Am o idee! Hai să um, facem niște chestii care câinii le adoră să facă galogie! Uh. Adică am putea să le aruncăm un băț? Și da, și punem o bază în față și după aia va sparge baza și o să-i returneze, poate. Crezi că ar funcționa acest plan malefic? Da, să-i dăm afară din casă. Da, este clar că nu vom putea trăi cu câine în casă. Exact. Trebuie să Face. Ce tot mi-au pisicile astea acolo? Nimic, doar plângem că sunteți voi aici. Oh, Ce adorabile sunt pisicile astea, ar ah. trebui să le smotocim puțin Nu, da, fugi! Nu, 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 trebuie să vă spălăm puțin pentru că sunteți așa no. lașe. Oh. Nu, nu, eu m-am spălat deja astăzi. Du-te de aici, cățel rău ce ești. Aveți bacterii. Uh, nu cred că avem bacterii. A, ba, da. da. ați fost la adăpost. Sigur nu sunteți deparazitați da. De da. Uh, ce aia de parazitare? Oh, nu, trebuie să fugim. Nu vine să cred. N-au auzit de paraziți. Așa niște Aaaa. câini needucați. N-ai primit niciun vaccin? Oh, mie mi-e frică de injecții. O, și mie. Oh, nu, atunci ce putem face să nu luați paraziți, să vă luați vaccinul. Nu vrem vaccin. Oh, oh. cred că avem o oportunitate. Trebuie să ne folosim de asta. Dar trebuie da. Da, ar trebui cumva să le punem niște, nu știu, ace sau seringe așa în jur ca să-i speriem Sau o să-i ducă la deparazitare, la, la veterinar o să îl oblige pe acești doi căți cum vă cheamă? Cum adică, cum ne cheamă? Numai ce ne-am prezentat nu, scuze, nu ne-am prezentat. Eu sunt Pinky. Și eu sunt Puki. Oh, Pinky și Puki. Voi nici nu știți să țineți în gând dacă ne-ați zis numele sau nu? Uh, scuze, dar este o casă nouă. Suntem puțin derutați. Oh, derutați. Oh, da, derutați îmi place. Ai înseamnă că pot fi manipulat. Da, oh, da Și oricum noi suntem mai deștepte decât câinii și ei sunt așa mai prostănaci puțin e? Uh, Pe cine faci tu prostănac? Noi putem să cădem de la o înălțime și să nu ne rupem picioarele și voi nici nu puteți să faceți asta uh, Și ce dacă ne putem mușca și letra? A, nu, asta nu-i fain, dar și noi putem ușca și zgâria? Da, avem niște ghiare foarte ascuțite. Și, sunt, și suntem mai rapide decât voi. A, da, eu sunt foarte rapidă, și, și tu ești rapidă, și, Da, și sări mai tare. A, și dacă mă enervați pot să vă zgâri foarte tare, numai ca să știți. Da, dar nu ne place apa. Oh, dar nu ne place apa. Da, de-abia aștept să văd un furtun în curte care stropește apă ca să mă arunc în el. Ai, Vai, nu nu vine cred. să cred. O A, să avem numai strof pe noi. Deci câinii ăștia sunt foarte needucați. Cum se le placă apa? Cum se le placă oh, să fie stropiți exact. cu apă? Să oh. seama. Noroi! Noroi, exact. Mie îmi place să fiu curată toată ziua. Ce ție e Da. Da, deci este foarte greu uh, să fii curat. Așa că voi când faceți baie sau duș sau ce faceți voi în roi, să stați în curte. Da. Uh, noi nu suntem câini de curte. Dar cum ne? adică? Cum adică? Exact, cum adică? Ați venit la depost. Înseamnă că v-a luat de undeva, de pe stradă cineva. Uh -huh. uh. Nu chiar așa, știi, noi am avut mai de mult un stăpân. Ce? Păi știi, nu a putut să ne mai țină și ne-a dus la adăpost. Da, a fost un stăpân foarte bun. Da, sigur. Presupun și, că ați fost răi, de aia va da. Și avea și pisici. Uh, nu avea pisici, pentru că nouă nu ne plac pisicile. Uh, da, pisicile sunt puțin cam enervante. Uh, da. Dar noi Sigur. suntem pisici și sunteți în casa noastră, așa că trebuie să trăiți după regulile noastre! Noastră. Exact! Nu prea cred. Acest lucru este inacceptabil. Eu sunt un câine fioros. Da, Aha, da Și micuț Sigur ești fioros, nu mai pot de frică Uite aici cum dârdeie pe mine această glugă șmeseră Putem meseră. să peste tine la cât de mic ești uh, Da, poate că sunt mic, dar uh, sunt puternic Aha, nu mai pot să de puternic Și Pinky e un pudel? Ei, yeah, eu sunt o drăguță uh, și sunt foarte pufoasă. Uh, Cred că ești un pudor, Nu noi suntem Noi suntem pisici, așa că noi suntem de rasă. Timpul. Da, de rasă și suntem foarte pufoase la... de asemenea. Da. Să vă văd cât de vitești sunteți când da. mergeți la veterinar. Ha, mm -hmm. ha. O să vă zgâi. Oh, nu mi-e frică. De parazitare, de parazitare, de parazitare, de parazitare. Oh, oh mă, nu. nu! Deja mi-e frică de acele ace fioroase. Și ascuțite. Oh. Deci, nu știu dacă a fost o idee bună să venim la familia asta. Da, mai bine nu săream. Da, uite, și pisicile astea sunt așa rele cu noi! Las mm, că le întindem o capcană. Le -educăm. le educăm noi! Uh, da, dar noi suntem câini și știi că ele sunt așa mai și și sunt mai șmechere. Nu știu dacă o să putem noi să le educăm. O, oh, vom putea, ușor! Uh, da, mi-am inteles că am trăit și pe stradă cam o săptămână așa, așa că suntem uh, cum ce stai? Cunoaștem legile străzii ce pisicile astea uh, simandicoase nu le cunosc. Când, da, poate să le calce o mașină. Uh, interesant, dar nu vreau să le fac rău, pe că sunt totuși așa drăguțe cumva. Da, uh, este ca adevărat. Sunt drăguțe, dar te se gândești că pot să ne zgârie și să ne muște. Dar și noi putem asta. Da, putem, dar știi că, cum auziți, ele sunt rapide, sunt ca niște ninja, cred. Da, numai că noi putem mai încet să mușcăm uh, și avem gură mai mare. Important este că, uh, dacă mergem la deparazitare, să fim împreună, pentru că De... noi am crescut împreună, suntem da. cei mai buni prieteni. Exact. Vom fi puternici și vom trece de parazitarea asta. Deci, trebuie să fim doar atenți și drăgălași cu stăpânii și poate ne vor duce la un veterinar foarte de treabă. Da. Sigur va fi bine. Da, foarte bine va fi. Asta credeți voi că va fi da. fain la veterinar Noi mergem des acolo și nu da. e fain Și dăm în continuu niște de parazitori, Ca să nu vin cu paraziți pe noi Da, pentru că paraziții sunt foarte enervanți da. Și din cauza asta noi ne-am obișnuit deja cu acele Și... Da. Tot timpul noi primim și ceva de mâncare, ceva recompense de pisici simandicoase. Exact. Dar voi sigur nu veți primi, nu pentru veți că sunteți primi, câini. Da? Și la câini nu se dau așa ceva. Exact, <coughs> sigur nu există. Dar și eu vreau recompense simandicoase și sofisticate. Și eu. Uh, pentru că și eu sunt o fetiță și mie îmi plac lucrurile rafinate, așa că poate primim și noi, așa-i? Da, poate, mă rog. Pinky, pregătiți-vă, mergem la veterinar! Aaaa! Aaaa! Nu, nu vreau la veterinar, nu vreau! Aaaa! He, 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 he! Oh, deci pe cine avem aici? Avem doi câini pentru deparazitare? Nu oh, cred. Vorbește despre noi da. uh, Voi merge să pregătesc acele? Uh, pentru că trebuie să vă deparazitez Eu cred oh, că nu. trebuie să fugim Dar nu putem fugi pentru că dacă nu ne deparazitează Nu mai putem sta la familia asta foarte drăguță Oh da Dar nu trebuie să uităm că pisicile sunt rele Hmm Așa că propun să stăm cu minți, bine? Bine! Ne pregătim? Da! <râng> a ieșit deja acum. Ce? Cum? Cum a ieșit acum deja? Nu o să mă fac asta niciodată! Dar eu cred că trebuie să facem periodic această deparazitare! <râng> pentru că ați fost relativ de treabă, veți primi niște recompense. Oh, recompense! Uitați aici, niște crânțănele speciale. Wow, crânțănele speciale! Ia să mânc puțin! Sunt crânțănele normale. Da. Nu știu de ce spune că sunt speciale, că sunt normale. Mi-a mințit doctorul veterinar. De ce oare? Ce bate, lucrează împreună cu pisicile? Sigur, sigur pisicile alea, șmecare frumoase și simandicoase, au vrăjit cumva pe doctorul ăsta veterinar ca să ne dea grănțanele normale. Da. Ați venit! Ata, nervanților, ați venit! Da, am venit, dar am primit crânțănele speciale. Nu numai noi primim crânțănele speciale. Și noi am primit numai normale. Da, nu erau așa speciale. Miau, miau, miau. Știam eu că voi nu primi din alea mega speciale, doar exact. așa moderat speciale. Oh, da, din alea cu... Uh pui pește și ton. Deci, acum suntem de parazitați amândoi, așa că putem trăi împreună fericiți. Dar peste trei luni iarăși mergeți. Da, da, peste trei luni. Oh, e peste trei luni așa de vreme. Aia. Oh, oh, nu vi vine să crân. Peste trei luni. E prea puțin. Deci, uh, voi credeți că putem trăi împreună fericiți? Eu nu prea cred. Nici eu. Dar am putea încerca ce ziceți. Nu! 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 Noi suntem stăpânele, noi trăim și de Suntem super inteligente. Voi nu. Și trăim în casa asta deja de 2 ani. Noi am venit aici ca și pui. Voi da. sunteți deja adulti! Oh, da! Oh, da. Dar, Dar avem noi și noi o familie Avem și noi o familie, exact Nu știu ce să zic Adevărul este că noi nu ne place de voi Pentru că sunteți Murdari Și câini în special da. Dragi prieteni Se pare că avem o misiune Exact, se va două pisici și doi câini. Da, familia asta nou creată trebuie să fie ajutată. Nu se poate ca pisicile și câinii să nu se înțeleagă în această casă. Da, tot timpul ei să ceartă. Deci noi va trebui să venim în ajutorul lor. Va trebui să împăcăm cele două tabere. Va fi destul de greu. Da, vom avea o misiune foarte grea. Dar, noi suntem câini și pisici. Dacă da. noi ne înțelegem. Și ei se înțeleg. Exact, va trebui să lucrăm din umbră la început, ca să nu-și dea seama că noi intervenim. Da, trebuie să stăm destul de acoperiți. Oh, este ca o misiune sub acoperire. Da. Îmi place. Deci, ține ține pumnii ca să reușim să unim această familie specială de da. câini și pisici. Va fi foarte greu, yeah. e clar. V-a plăcut acest episod? Dați like și subscribe pentru mai multe episoade pisici versus căței! Suntem împreună Frenemies! Frenemies!